Reabilitarea rețelei locale de drumuri atrage localnicii plecați cu ani în urmă, localnici care vor să se întoarcă pentru a construi în localitățile natale. Primarul comunei Chiești, Ioan Cătană, ne-a declarat că rețeaua locală de drumuri județene a fost inclusă într-un program de dezvoltare, vizate fiind inclusiv drumurile de acces în localitățile greu accesibile. Tinerii care s-au născut și au crescut în comuna Chiești, să zic așa, să dau exemplu comuna Chiești, sigur că vor veni, dar vor veni atunci când noi, administrația publică locală, o să le oferim condiții, condițiile despre care discutam mai înainte, să punem la punct infrastructura și să aibă oamenii posibilitate să aibă apă curentă, potabilă și să aibă condiții să-și facă o baie, să-și creeze condiții optime pentru a putea trăi, pentru că ce se întâmplă? De regulă, cei care vin acum în Chiești, vin la primărie să eliberăm certificat de urbanism, să-și facă un proiect pentru a construi o casă. Asta nu e rău. Sunt cei care nu e rău, sigur că nu e rău, sunt tocmai cei care au plecat din țară, având ca experiență în muncă și anumiți ani lucrați în mină, să zic așa, au fost obișnuiți cu munca grea, au mers în străinătate, au văzut ce acolo, au făcut bani frumoși și au venit și au construit în Chiești. Sigur că noi avem obligație, fără a mai sta pe gânduri, să le asigurăm condițiile optime pentru a populariza în continuare comuna, deci cu oameni, cu tineri, cu copii, pentru că asta e tineretul. Au și copiii merg la școală, în școală avem condițiile pe care le avem, dar trebuie să le asigurăm condiții. Ioan Cătană a adăugat că programul de dezvoltare a rețelei de drumuri va continua pentru dezvoltarea comunității locale.